Victor Ponte, eu am spus că dacă sistemul rămâne în continuare la fel, mă gândesc să renunț. Sigur că suntem într-o democrație. Sigur că adversarii politici sunt bucuroși că a câștigat Iohannis Iurescu succes în mandat. Numai că eu am fost ales de 4 ori în Constanța, de ultimele 3 ori am fost ales cu peste 65%. Și atunci frumos este să respectăm votul din primul tur. Decizia de a renunța la funcția de primar o să o iau eu singur și nu adversarii mei politici, nici un cetățean sau 10 sau 100, atunci când cred eu de cuvință. Decizia de a renunța la funcția de primar pot să o mai ia cetățenii la alegeri. Da? Așa că să ne grăbim, am și spus că e o chestiune personală a mea pe care o analizez și la care mă gândesc. Și la momentul respectiv am înțeles că vreți să plecați sau să vă dați demisia în cazul în care noi... De asta așa am înțeles. Dumneavoastră ați înțeles greșit. Uitați-vă în înregistrări și în exprimarea mea în care am fost foarte exact. Eu sunt inginer și mă exprim exact. Am spus că dacă lucrurile și sistemul va merge la fel în continuare și voi fi hăituit pentru fiecare hârtie, mă gândesc să mă retrag. Am fost exact. Da? Ușor că vă răspund la toate întrebările. Mă grăbeam doar înainte de a intra în instanță pentru că eram puțin în întârziere. Eu nu fug de întrebări. Spuneți. Credeți că Victor Ponta a trebuit să-și dea demisia? Nu știu să vă răspund la chestiunea asta acum referitoare la partid. Sunt în discuții și cu colegii mei și cu prietenii mei de la Constanța. De obicei, în momentul în care iau o decizie sau exprim un punct de vedere public foarte clar, să știți că mă consult cu prietenii mei de la Constanța și cu colegii de acolo. Domnul Dragnea. Dacă a câștigat potrivit datelor de la Biroul Electoral Central, vă reproșați ceva? Mă refer aici din punct de vedere al Partidului Social Democrat și al organizației de acolo din Constanța. Am început să mă obișnuiesc. În 2005 a câștigat Băsescu și eu am fost votat cu aproape 70% cu câteva luni înainte. În 2009 a câștigat Băsescu la Constanța, în 2014 a câștigat Iohannis.